Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un episod din mirobolantul noastră carieră cu Arsenal. Avem aici un meci cu Liverpool, o simulăm tot în campionat, m-am răzgândit, vreau să simulez tot aici. Pentru că nu mai de fapt nu o să simulăm tot, o să jucăm cu Southampton. De ce? Pentru că o să mâneze trofeul atunci și vreau să văd chestia asta neapărat. Așa că o să simulăm aceste două meciuri cu Liverpool și cu City. Hai să vedem cât facem cu Liverpool, avem rezervele, probabil o să pierdem. Eu sper să facem un egal totuși. Ăștia sunt calificați pentru Champions League. Mă rog, sunt pe loc de Champions League. Și facem un 2-2. Uite-mă cum ghicesc eu aici. Mane, Çalhanoğlu la ei, Perez și Kagawa la mine. Da, Iobi, iată, crește 80 overall pentru acesta. În sfârșit ajunge cel la 80, dar cam prea târziu, prietene. N-am ce să-ți fac. În fine, hai să continuăm. City, următoarea adversară. Tot rezerve și în acest meci, oameni, cu City, pentru că avem câteva zile până la meciul cu Southampton și haideți aici advance, repede, vreau să joc acel meci, să-mi dea trofeul, vreau trofeul, dați-mi trofeul, unde-i trofeul? City Arsenal, probabil să mă bată, îi bat cu rezerve și au avut o super echipă, Brandt ăla care are un potențial imens, De Bruyne, Aguero, Gundogan și în apărare foarte bun, dar asta este... Ce să-i faci? 2-0. Bun, asta e echipa de titular pe care o să o folosim și în finală. Iată și haideți să începem mirobolantul meci. Ultimul din campionat, trofeul o să fie înmânat. Și hai să jucăm de fapt în culorile astea, mă. Acasă, ce mama dracu. Doar suntem acasă, primim trofeul acasă. Asta da, asta îmi place. Ultimul meci din acest campionat din BPL. Sergio Ramos. Iată-l aici, pornește cu o pasă bună aici la Gibbs. Ok, hai că am început foarte bine. Alexis, du-te, tinere Alexis. Hai să driblăm, tinere Alexis. Încă o dată, tinere Alexis. Ala-i tată, foarte bine. Bun acest jucător. Ok, Gibbs, n-am vrut să o fac în spate. Dar e ok. Asta n-a sunat bine. Ok, Sanchez. Din nou Alexis, bravo, așa, 1, 2. Ok, ăla l-a oprit acolo, incredibil. De Neer, cine e ăla? Nu, Virgil van Dijk. Se duce acolo Alexis și acum spre Leva, ce pasă bună. Oh, da, ce-mi place mie când se duc pasele alea frumoase acolo. Mai leu, dar... Oh, centrare bună, gol! Nu credeam că o să fie centrare bună. Holy căcat. Sfinte căcat, iată. O centrare extraordinară, l-a scăpat din marcaș pe Renato. Aplauze pentru Leva la această fază, m-a surprins plăcut, la fel și Renato și iată 1-0 deja, minutul 15, să vedem câte dăm în acest meci, chiar vreau să fac un scor mare, bă. O, da, haide Alexis, un dribling la Alexis, pasă acolo, șut, Renato dă din întoarcere, dă pe lângă. Bă, era de așteptat sincer, s-a poziționat prost pentru șutul ăla. Așa, Lewandowski... Bună pasă, Ozil din prima, acolo, pasă superbă la Alexis. Alexis pierde puțin timp, gol Ozil, 2-0. Gol, echipa mai fenomenală, bă. E fenomenală să fie așa și în finală, în FA Cup mai întâi și după aceea, bineînțeles, în Champions League. Extraordinară pasa lui Mesut, Alexis a driblat, a pasat decisiv, n-a fost offside aparent. Și Ozil înscrie, 2-0 în prima repriză, bun așa. Badeli. Foarte bine, Kieran Gibbs. Gibbs e fenomen aici. Campbell, du-te, Campbell. Am încredere în tine, prietene. În spate acolo pasă Arturo Vidal. Stă o grămadă până șutează de șansa din prima. Nu înțeleg. Mă bate cu toată jocul ăsta. O, da, hai Kagawa. Du-te-mă acolo, mă. Oh, spre ăsta s-a dus. Am ținut spre Leva, mă rog. Hai să încercăm o centrare. Este Lewandowski care dă bară. Deci nu, săracul Leva, cred că e campion la dat bară. Deci n-am dat în viața mea atâtea ori în bară cât am dat cu Leva. Și este final, oameni buni, să vină titlul pe Emirates. Iată, bucură-te, Renato. Ești unul dintre cei mai buni jucători. Ozil și Sanchez au înscris. A fost un sezon foarte frumos de campionat. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Nu m-am distrat la fel de bine, bineînțeles, ca la un Road to Glory, care este chestia preferată în FIFA. Dar totuși, bă, chiar m-am distrat. Nu credeam că o să mă distrez cu echipa atât de mare într-o carieră la FIFA. Și s-a întâmplat lucrul ăsta și la Inter și aici.
Și chiar a fost distractiv, dar mai avem însă meciuri. Un prim pas a fost făcut, mai avem două cupe care ne așteaptă. Ramos este capitanul nostru și hai Sergio, hai Sergiule, ridică tată. Noi tată câștigăm Premier League, oameni buni. Urmează oare FA Cup-ul, să vedem. Și Champions League, să nu uităm de asta. Ai de capul meu, 125 de milioane de euro. Deși în realitate cred că se câștigă mai mult dacă ești pe primul loc în, în această competiție mirobolantă. Bun, o să folosesc această echipă cu Coclan Perez, care merită aici o șansă. A fost fenomenal în atac când am jucat cu el, ne-a dat niște goluri foarte importante și merită o șansă în FA Cup în finală. Și Monreal, vreau să-l odihnesc puțin pe Gibbs pentru că este puțin obosit, mă. Și vreau să-l am proaspăt pentru finală, să-l am 100% pentru finala Champions League, bineînțeles. Gibbs, unul cei mai buni fundași, dacă nu chiar cel mai constant, nu cel mai bun, cel mai constant, mai bine zis, Mustafi e peste el și la fel și Darmian. Dar ăsta e mai constant. În fine, Sunderland. Sunderland, oameni buni, surpriză aici în FA Cup. Bine, de obicei în FA Cup mai ajung și echipe din astea. Arsenal, să sperăm că o să putem lua și această cupă, să reușim tripla, bă. Da, bă, ăștia au început foarte bine, pasează, însă, mă rog, au început foarte bine la capitolul posesie, dar nu prea atacă, nu se duc acolo în față, ceea ce e ok, pentru că, uite, doar așa ajunge mingea în careul meu. Darmian, ce faci? Nu pot să cred, Darmian. Darmian a dat să degajeze mingea de acolo, să nu mai văd. Și el de la adversar, Darmian, prima gafă mare, fix în finala FA Cup, mă. Unul dintre cei mai buni fundași, unul dintre cei mai bune transferuri făcute de mine. Și uite ce face al dracu dobitoc, am dat să respingă, s-a văzut că am dat din prima, să o dea la dracu să-l ia. Și o dă direct la Abel Hernandez, care înscrie. Mamă, ce... Și l-a împins acolo pe Renato, Coclan, scoate-te, rog. Borini, bun așa, bun, hai mă, trebuie să revenim, bă. Începem cu un dezavantaj aici destul de mare și să vorbim acum în poartă, să fie foarte greu să le deschidem apărarea. Imediat ce va începe repriza a doua, probabil, dacă nu reușim să-mi scriem. Până atunci, Alexis, foarte bine, acolo ce trecere, du-te, du-te tinere, du-te tinere bătrân, Alexis, Alexis pe jos. Nu, n-a stat bine deloc acolo Perez. Oh, nu, 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 Matthews centrează și Abel Hernandez aproape de dublă. Ca să vezi, suntem dominați de fucking Sunderland. Mereu joc prost împotriva echipelor slabe, se pare. Și iată, aici se păstrează regula. Coclan, o pasă bună și o minge superba lui Lucas Perez la Embolo. Embolo driblează, te rog, Embolo driblează bine, Embolo peste. Dumnezeu, Dumnezeu. Nu l-am văzut pe ăla, mă uităm în față după cineva. Vai, ci au scăpat ăștia aici. Un tackling superb al lui Renato Sanchez. Ne scoate cumva din căcat Renato de data asta și hai să vedem. Sper să fie neapărat, trebuie să fie neapărat gol aici. Trebuie să fie neapărat gol aici, o pasă, nu, spre ăla, morții mătii de joc. De ce morți s-a dus spre ăla? De ce? De ce? De ce? Era Kagawa acolo. Extrem de bine poziționat. Dumnezeu, mamei tale de joc. Real, mai sunt câteva minute, trebuie să egalăm neapărat. Embolo nu poate să facă o preluare incredibil. Embolo recuperează și acum Sergio Ramos. Pasă acolo Lucas, Lucas, fault. Fault. Nu se dă nimic incredibil. Și de ce nu s-au făcut schimbările? Încă stai, mă, nu s-au făcut schimbările. Încă nu s-au făcut schimbările, ce? Abia acum se fac. Abia acum ai și mingeam în afară. Alexis, o centrare bună. Ramos, nu Pickford. Și este Levan, nu cred. O, Iisuse Hristoase, cât ghinion să mai avem, bă, oameni. Și este final, nu pot să cred. Pierd FA Cup-ul. Pierd fucking FA Cup-ul, nu cred. Sunderland mă învinge. Se putea să fie bine într-o finală de cupă atât de importantă. Aveam și obiectiv să iau această cupă și n-am reușit. Incredibil, nici nu vreau să vă mai văd, bă, Sunderland. Vai, de cam... Pickford ăla a fost fenomenal, bă, oameni, bă. Asta e echipa, oameni, cea mai echipă dintre toate. Echipa de titular, bineînțeles. Să sperăm că nu o să se mai întâmple ca mai devreme Perez... M-a dezamăgit total. În fine, haideți să începem meciul cu Gladbach. Underdog Story, cum am mai spus, pentru ei au eliminat super echipe. O echipă unde Hazard, fratele lui Eden Hazard, Thorgan, dacă nu mă știu, îl cheamă, face legea. Da, interesant tare. O să îi îmbrăcăm pe ăștia în acest echipament.
se joacă, unde, Olympia Stadion, în Germania, bă, asta nu în Germania, Olympia Stadionul. Și iată, oameni buni, cel mai important meci se joacă ziua. Da, este soare, sper să nu avem probleme cu umbrele, hai că nu e așa rău. Gladbach, Arsenal. O să fie cu adevărat interesant. Iată aici trofeul Champions League. Păcat că n-au licențe, ar fi fost superb dacă aveau licențe. Iată parcursul echipelor. Am avut un parcurs mai ușor decât ei, totuși ne-am cam chinuit. Dar ei au avut un super parcurs și au câștigat. Au mers mai departe și au ajuns până în finală. Guidetti debutează la ăștia, ce? Iată. Interesant. Este un atacant cu potențial de mult timp. Nu prea l-a atins în realitate din câte am văzut eu. Nu e cine știe ce mare atacant. Iată aici în FIFA încă este bun de ceva. Iată-l pe Leva nostru, omul care nu prea și-a meritat cei 90 de milioane pe care i-am dat pe el. Asta este. Haide să înceapă meciul. Începem finala, oameni buni. Și să sperăm la o super, super performanță. În special de la echipa noastră. Doar de la echipa noastră. Începem bine, nu le dăm posesia ăstora. Alexis Sanchez, o pasă bună, Alexis spre el cu stângul și este prima ocazie. Mesut la Leva. Leva acolo la Mesut Ozil și pleacă Lewandowski. Ba nu pot să cred. Du-te mă dracu de bară în Hristosul mamei tale de bară. Că Leva ăsta e blestemat, mă jur că e blestemat cu bara aia. Deci nu se poate așa ceva. Cum e posibil, băi oameni? Spuneți-mi voi mie, cum morți e posibil așa ceva? Ok, Vidal, o primă mare ocazie oricum și scapă acolo Ren, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez! Zbară gol, mamă, 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 gol, gol, gol! Da, mă, asta este gol! Gol! Gol, înscriem, bun! Haide, că am dăduse emoții grave bara aia când am văzut că a atins-o. Dar după când am văzut că intră în poartă, totul, știu că totul e bine. Deja știu că totul o să fie foarte bine meciul ăsta. Două ocazii imense. Una fructificată de Alexis. 1-0 în finala Champions League. Nu, 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 uite din fază acolo. Extraordinar de periculoasă. O primă mare ocazie de nicăieri a venit, bă. După ce n-au făcut nimic tot meciul până acum. 30 de minute n-au mișcat, vin acum. Și iată ce ocazie au. Ok, deci înțeleg acum de ce ăștia au ajuns aici. Dar unde este Hazard, bă? Nu este Hazard. Golgheterul lor lipsește. Oare este suspendat? Păi e posibil, de ce nu? Și e foarte bine, are 10 goluri date. Ceea ce e incredibil de mult. Am început să o las mai moale. Ia, hai să revenim noi aici. Vidal cu o pasă spre Leva. O pasă bună! Nu, iese Sommer. Portar foarte bun Sommer. Oh, Vidal acolo aproape să recupereze. Westergaard sau ceva. Respinge în out. Vidal aici. Hai Arturo, centrare bună vreau. Era Alexis. Era pentru am dat prea tare. Bă, ce bine pasează ăștia, bă, aici. O pasă acolo Guidetti, greșeală până la urmă. Vidal e pe recuperare și trebuie să fie aici un contraatac neapărat. Pasă, dar n-avem viteză. Uite, vine viteza acum, nu vă temeți. Gibbs, cu el ne ducem să dăm la Sanchez. Hai să dăm la Alexis. Alexis. Încercat o pasă, rezistă Alexis. Alexis recuperează fault aici. Fault, a intrat în el ca un bou. L-a împuns. Oh, ce greșeală aici Lewandowski. Ajunge Leva și profită. 2-0, oameni buni. Greșeală imensă. Greșeală imensă. Alai, tată. 2-0. Un gol destul de urât de înscris într-o finală, dar hei, au greșit, asta este. Ce bine a băgat piciorul Leva. Aici se cunoaște, mă, calitatea, la micile detalii, mă. Merita la dracu, de câte ori a dat în bară, merita un gol în finală. Final, oameni buni, câștigăm Champions League, mă. Da, mă, Champions League. Champions League, Champions League. N-a fost un meci la fel de frumos pe cât mă așteptam, dar este o victorie și este una cu 2-0. E bine. Un gol după o greșeală și un gol destul de frumos, o bară gol acolo după ce am mai dat o bară înainte. O victorie meritată, am dominat, de data asta chiar am meritat victoria, bă. Și merităm și Champions League-ul, oameni buni. Data viitoare o să avem Cupa Mondială, World Cup cu România.
Am făcut selecția, o să o vedeți data viitoare. Avem jucători interesanți pe acolo. Câteva surprize. Din păcate Pantilimon nu o să fie pentru că este accidentat. Îl lipsește 8 săptămâni. Asta este, ratează Panti. Voiam să-l pun pe titular, așa va trebui să ne mulțumim cu Tătorșanu și Silviu Lung. Dar e ok, sunt portari buni și ei. Dar hai să ne concentrăm pe acest moment. Ramos încă o dată, titlul Champions League este al nostru, oameni buni. Ridică! Ridică, prietene, ala-i. Champions League, a fost frumos. A fost frumos acest sezon, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Ce va urma rămâne de văzut. Nici eu nu știu ce va urma. Dar a fost frumos. Obiectiv îndeplinit. Am luat Champions League. Acum, poate un alt obiectiv va fi să luăm Champions League cu altă echipă. Însă cine știe cu ce echipă va fi? Că va fi cu una slabă, că va fi cu una foarte bună, că va fi cu una medie, că va fi, nu știu, una cea mai slabă. Dracu știe, habar n-am. O să vedem. Iată aici, Ramos a arestat trofeul. Nimeni nu pune mâna pe el cât Ramos, cât timp Ramos e aici. Iată, fanii acolo în față. Ridicați-l, oameni buni, ala-i mă. Câștigăm, din păcate s-a jucat ziua și artificiile nu prea și-au rostul. Dar e ok, hai să zicem, treacă de la noi. Victorie, super victorie și haideți, oameni buni, să ne luăm și noi la revedere acum. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să pizdiți butonul de like să vedem câte putem face pentru acest mirobolant final de sezon și pentru această cupă câștigată. Am luat sezonul ăsta, câte trofee am luat? 3 trofee, super cupa, campionatul și Champions League. E ok. Cam atât pentru astăzi oricum. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like. Ce-am ales.